Administratorul unui bloc de locuit din sectorul botanic al capitalei a fost reținut în flagrant delict de către ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție, în timp ce primea 24.000 de euro mită de la reprezentantul unui agent economic. Potrivit denunțătorului, banii ar fi fost ceruți pentru ca administratorul blocului să-și pună semnătura pe actul de recepție finală a lucrărilor de mansardare și de reparație a casei. Pe cazul dat a fost pornită o urmărire penală, ofițerii CNA fiind sprijiniți și de Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al MAI, dat fiind faptul că bănuitul este fost polițist. El riscă 3 ani de închisoare.